Un bărbat de origine română însurat cu copii a fost condamnat la aproape 300 de ani de închisoare. Acesta a recunoscut că a abuzat sexual 23 de fetițe cu vârste cuprinse între 4 și 13 ani. Anchetatorii au declarat în cadrul procesului că acesta este unul dintre cele mai grave cazuri de pedofilie cu care au avut de-a face, în contextul numărului mare de victime și al cantității uriașe de imagini pornografice pe care bărbatul le deținea. În unele înregistrări video, au spus agenții, individul apărea gol alături de fiul său cel mic. Conform News România, bărbatul a recunoscut în timpul procesului că a profitat de încrederea mai multor părinți de aceeași naționalitate dintr-o localitate de lângă Madrid, care i-au permis să aibă grijă de fetele lor, pe care le ducea și le lua de la școală, dar care ajungeau în locuința lui, unde erau abuzate și filmate, iar apoi imaginile erau distribuite pe grupuri de WhatsApp și pe o rețea pentru pedofili. Procurorul de caz a subliniat în raportul său că acuzatul a fost atât de inept încât își arăta chipul, tatuajele și camerele locuinței în înregistrările pe care le-a difuzat, fiind astfel identificat de părinții victimelor. Individul a declarat că avea probleme cu alcoolul și le-a cerut iertare victimelor și familiilor lor, dar tribunalul nu i-a găsit circumstanțe atenuante în pronunțarea sentinței, la care poate face recurs. Astfel, instanța l-a condamnat pentru delicte de abuz sexual și pornografie cu minori și la plata unor despăgubiri pentru victime, cu sume cuprinse între 10.000 și 20.000 de euro și între 2.000 și 3.000 de euro pentru fiecare dintre părinții victimelor, potrivit Tribunalului Superior de Justiție din Madrid.